Bună ziua! În mod normal, noi trebuie să ferim și să protejăm de apă și umiditate mai că orice construcție și structură a casei. Fie vorbim de exteriorul casei, cum este fundația, demisolul, pereții, acoperișul, chiar și termoizolația uneori trebuie să o protejăm, fie vorbim de interiorul casei, cum ar fi în cazul băilor, viceilor, tavanelor, și altor locuri unde se pot întâmpla scurgeri sau infiltrații de apă. Pentru a realiza aceste lucruri, există mai multe tipuri de hidroizolație. Și cum piața hidroizolațiilor în ultimele decenii a crescut foarte mult, pentru a vă ajuta în a decide ce fel de hidroizolație să alegeți, în cazul dumneavoastră particular, am decis să realizez un video privind clasificarea diferitor tipuri de hidroizolație. Să încep! Primul rând, după locul aplicării, avem hidroizolație interioară și hidroizolație exterioară. În al doilea rând, în funcție de momentul aplicării, deosebim hidroizolație primară aplicată la etapa construcției unui obiect și hidroizolație secundară aplicată ulterior, într-un anumit moment, de obicei la o etapă de reparație, când deja hidroizolația primară nu se descurcă cu sarcinile avute. 3. Conform destinației, avem A. Hidroizolație rezistentă la presiunea pozitivă a apei, unii mai zic hidroizolație antipresiune. Aceasta este când, de exemplu, dacă avem pânza freatică sus, se folosește o hidroizolație rezistentă la presiune, aplicată la exteriorul fundației și a subsolului. Acest tip de hidroizolație nu are sens de folosit la interior, deoarece acolo apa deja are alte presiuni. B. Hidroizolație rezistentă la presiunea negativă a apei. De exemplu, dacă avem precipitații atmosferice care se acumulează în împrejurul fundației noastre și noi nu ne putem termoizola la exterior din vari motive, putem folosi o hidroizolație de interior, deoarece presiunea apei deja este una mai joasă și acționează diferit. Și ce? Avem hidroizolație sau impermeabilizare capilară. Aceasta protejează un anumit material prin prevenirea creșterii umidității din capilarele acestuia, prevenind absorpția apei și capilaritatea. De exemplu, avem betoane cu aditivi speciali care realizează în mare parte această funcție. O a patra clasificare este următoarea. În dependență de materialele folosite, putem deosebi hidroizolații pe bază de bitum, bitum cu polimeri, bitum cu cauciuc sau bitum cauciucat, sau cauciucuri, polimeri, pe bază de poliester, poliuretan, poliuree, membrane PVC, metal, compuși minerali, compuși chimici și multe alte materiale. 5. Conform stării de agregare a materialului, avem hidroizolații lichide, de exemplu, mastica de bitum, hidroizolații lichide cauciucate, B. Hidroizolații solide, de exemplu, rulourile din membranele bituminoase sau diferiți polimeri, cauciucul, și C. Hidroizolații mixte, de exemplu, tencoilele impermeabile. 6. Conform temperaturii de aplicare, avem hidroizolații A cu aplicare fierbinte, prin care suprafața sau materialul se încălzește sau se ridică temperatura, exemplu cu flacăra unui dispozitiv cu propan la etapa montării, și B cu aplicare rece, care se aplică direct pe suprafața necesară, fără careva pregătiri termice. Desigur, în acest sens, totuși se ia în considerație că unele din acestea nu pot fi aplicate sub anumite temperaturi. De exemplu, termoizolațiile de impregnare și pulverizare nu se folosesc sub 5 grade Celsius. Acele sub formă de încleiere sau, de exemplu, ruloanele nu se folosesc sub 10 grade Celsius, etc. Și în al șaptelea rând, după modul de aplicare, avem hidroizolație care se aplică prin mânjire, tencuire, vopsire, încleiere, turnare
pulverizare, impregnare, injectare, umplere, montare și hidroizolație aditiv-constructivă. Acestea toate se aseamănă foarte mult între ele. Din toate 11 metode, noi putem face, de exemplu, vreo 5 categorii generale. Însă eu cred că e bine și așa. Acum haideți să vorbim câte puțin despre fiecare mod de aplicare, ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine. A. Mângirea. Aceasta reprezintă aplicarea pe o anumită suprafață a unui strat începând cu 2 mm și terminând cu 5-6 cm de careva mastici sau careva hidroizolației cu compuși elastici pe bază de bitum. Se folosește la exterior, de exemplu la acoperiș și plate de tip terasă, fundații. La interior, de exemplu, se folosește în băi, subsoluri, cât și la stuparea crăpăturilor în anumite structuri. Materialele folosite la aceste metode sunt în general ieftine, însă nu sunt durabile mai mult de 3-6 ani de zile. B. Tincuire. Aceasta reprezintă diferite tincuieli cu diferite substanțe și aditivi care oferă o impermeabilitate acesteia și tincuiala respectivă nu absorbe apa. C. Vopsirea. E vorba de diferite vopseli care la fel sunt impermeabile, fiind pe bază, de exemplu, de mastică care se aplică în straturi de 3-6 mm. Se folosește și la interior și la exterior, având o durată de exploatare de circa 4-6 ani de zile. D. Încleierea. E vorba în principal de rulouri care se aplică prin metoda lipirii în două sau mai multe straturi, uneori chiar și 5 straturi. Aceasta se folosește doar la exterior, fie pe verticală la fundații, fie orizontală, de exemplu, la acoperișile plate de tip terasă. Și aceste hidroizolații sunt, de fapt, antipresiune. Cele mai răspândite materiale sunt ruberoidul, pergaminul, materiale polimerice pe bază de bitum și fibre de sticlă sau poliester, dar pot fi și diferite bitumuri de cauciuc și alte. E. Turnare. Aceasta se aplică prin turnarea diferitor compoziții pe o anumită suprafață, fiind atât fierbinți cât și reci. Sunt folosite la protejarea pardoselelor, pereților, astuparea diferitor crăpături, cât și în alte locuri, atât la interior cât și la exterior. Cel mai dese tipuri sunt asfalt-betonul, compozițiile pe bază de bitum, etc. F. Pulverizarea. Această metodă este o pulverizare mecanică a emulsiei polimero-bituminoase pe bază lichidă, denumită și cauciuc lichid. Se folosește doar în spații deschise, cel mai des la acoperișe plate, unde avem o presiune pozitivă a apei. Nu se folosește la fundații la exterior, chiar dacă avem o presiune pozitivă a apei. Și nu se folosește în interior, de exemplu la demisol, unde avem o presiune negativă a apei. G. Impregnare sau impermeabilizare penetrantă. Aceasta previne creșterea capilară a apei în porii betonului, fiind aplicată pe suprafața umedă a betonului și, apropo, aceasta este în general o compoziție din ciment portland, nisip de coarț măcinat fin și aditivi chimici activi. Adâncimea de penetrare poate fi și de 15-25 cm, unii producători scriind chiar și 70-90 cm. Se folosește cel mai des la interior, de exemplu la subsoluri, când nu este posibil de hidroizolat normal la exterior. Durata de exploatare este egală în general cu durata de viață betonului, deci este una foarte lungă. H. Injectarea. Aceasta se aplică cel mai des la etapa secundară, când se fac reparații și se injectează o compoziție de impermeabilizare lichidă în diferite fisuri, crăpături, pori, rosturi și chiar și în adâncimea unor materiale, cum ar fi în beton, cărămidă, etc. Aceasta ajută la ruperea capilarității între fundație și zdărie și este o soluție cam scumpă. I. Umplerea. Compoziția hidroizolantă se pune într-un anumit loc, de exemplu la cofraje, și se compactează.
pot fi atât pe bază de zgură, cât și fibre de sticlă, polistiren, perlit, argilă bentonite, fiind mai mult o soluție adițională, nu una principală. Mai mult ca de prevenire, decât ca o soluție permanentă în cazurile în care este folosită. G. Montarea. În cazul dat, se folosesc diferite plăci hidroizolante, membrane cu crampoane sau sunt folosite diferite folii, cum sunt chiar și acele anticondens, cât și se folosesc și alte materiale care ne protejează acoperișul, termoizolația, etc. Și ultima metodă de hidroizolație este acea aditiv-constructivă. Este vorba despre diferiți aditivi de beton, impermeabilizatori în masă, care fac însă și tot betonul folosit, de exemplu, pentru fundații, mai impermeabil. În afară de toate aceste clasificări menționate în acest video, mai sunt și multe altele. Și hidroizolare anti-infiltraționistă și anticorozivă, hidroizolare închisă și deschisă, hidroizolații permeabile și difuzoare de vapor de apă și hidroizolații impermeabile la vapor. Deci există multe alte clasificări. Însă eu cred că la general luând, clasificările prezentate până acum în acest video sunt oarecum suficiente ca dumneavoastră, în linii generale, să cunoașteți ce tipuri de hidroizolație există și aproximativ către care categorie să vă orientați când vă duceți la magazin și discutați cu consultantul sau poate discutați cu dirigintele de șantier sau alte persoane responsabile pentru construcția casei. Eu vă doresc în final să aveți o casă uscată, cu o fundație, acoperiș și în general orice structură ferită de apă și de influențele negative care le poate produce acest lichid, fără de care, paradoxal, nu ar fi fost viață pe pământ. Vă urez mult succes și la revedere!